Bine v-am regăsit! Doamne ajută, bună dimineața! O nouă ediție de Sucit fețele presei începe aici la Neptun TV și Radio Dobrogea. Și astăzi avem destule subiecte, mai ales după ce presa are foarte multă materie primă, ca să spun așa, cel puțin aseară pe toate posturile se vorbea de ofițerul acoperit, Robert Turcescu, este, nu este acoperit, este, nu este descoperit, ce se întâmplă cu actele lui militare, care este situația. O să avem și noi o tentativă de a explica ce se întâmplă în partea a doua emisiunii. Până atunci însă trecem la subiecte care ne afectează pe toți. Începem cu prețul la gaze. Prețul la gaze pentru consumatorii casnici a fost amânat în creșterea, în procesul lui de creștere, de fapt în procesul de liberalizare, care, sigur, în fundamentul său este un proces de creștere. Majorarea prețului la gaze pentru consumatorii casnici, care trebuia aplicată din octombrie, a fost amânată de guvern printr-o hotărâre care prevede și renegocierea calendarului de eliminare a prețurilor reglementate în sensul extinderii perioadei până la 30 iunie 2021 pentru acești consumatori. Este decizia guvernului, dar să mai amânăm un pic bucuria noastră, dacă o fi să ne bucurăm, zic, pentru că această propunere, această hotărâre a guvernului de a schimba calendarul de liberalizare a prețului gazelor trebuie aprobată și de Comisia Europeană. Pentru că, repet, liberalizarea prețului la gazele naturale, ca și la energie, a fost convenită cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional. Prin urmare, repet, nu suntem singuri pe această planetă, ci într-o economie globală, globalizată, și de aceea trebuie să fim, cum se spune, cu toate aprobările necesare. Într-un fel este bine, pentru că oricum puterea de cumpărare a românilor este scăzută față de ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Statistic, suntem pe recesiune, economia stagnează sau chiar descrește un pic, așa că este binevenită chiar și această amânare. Poate în timp, cine știe, ne mai revenim și noi cu puterea de cumpărare și vom reuși să ținem pasul cu liberalizarea prețului, cu creșterea, adică a prețului la gaze. Am spus care sunt motivele, nu mai insistăm. Da, marii producători și comercianți de gaz natural vor să acceptăm ca în România să consumăm gaz la prețul lor, la prețul liberalizat, adică la ce preț decide piața. Pe de altă parte, ministrul delegat pentru energie, Răzvan Niculescu, ne mai anunța, tot ieri era o știre, că e posibil chiar să scadă un pic prețul la gaze. Asta tot așa, ca să mai bucure populația. Sigur că sunt și comentarii în sensul în care acest lucru este de fapt o decizie politică cu scop electoral. Eu mi-am mai spus părerea asta cu politica și electoralul. Politicienii sunt puși acolo pentru noi, pentru oameni, da? Și atunci tot ce fac ei trebuie să fie în beneficiu nostru. Acum că unele decizii sunt în beneficiu nostru și altora nu convine, iarăși e de discutat. Sigur că eu nu cred că există politician care să nu gândească și în plan electoral, adică, domne, să fac ceva pentru oamenii aceștia ca să mă și voteze pe viitor. Ăsta este, dacă vreți, cercul, nu vicios, dar e un cerc al lumii politice. Intri în politică pentru cetățeni, sigur, noi vedem că din când în când își aduc aminte și politicienii de noi, parcă nu întotdeauna reacționează la dorințele cetățenilor, parcă nu întotdeauna ar fi democrație, adică poporul se conduce prin reprezentanții săi, dar una peste alta, și când se întâmplă, tot nu-i bine. Rămâne de văzut ce o să se întâmple, de fapt, cu această liberalizare. Cheia este la Comisia Europeană. Dacă acceptă, bine, dacă nu, degeaba ne-am făcut noi iluzii. Discutăm însă în continuare despre o chestiune foarte interesantă. Revenim puțin la UDMR și la proiectul de autonomie. Kelemen Hunor
și a depus candidatura la prezidențiale. Ieri vreo 4 candidați s-au înscris în cursa pentru prezidențiale. La români este această tradiție să avem mulți candidați la funcția de președinte al României. Toată lumea cred că se visează președinte al României. Ba chiar presa din când în când, să zicem așa, chestionează poporul ce ați face dacă ați fi președintele României. Eu mă întreb de ce candidează Kelemen Hunor, pentru că știm cu toții, n-are șanse. Adică pe ce se bazează domnul Kelemen Hunor când candidează la prezidențiale? Pe nimic. Sau pe cele 2 milioane și ceva de voturi ale UDMR-ului, da? Și atunci, de ce candidează? Păi el candidează, de fapt, pentru că face un joc politic, așa cum face și cu proiectul ăsta de autonomie. Pe știrile TVR aflu, din declarațiile domnului Kelemen Hunor, că el vede candidatura la prezidențiale în felul următor, un fel de negociere politică. Pentru că știe că are niște voturi în spate care contează. În primul tur, zice Kelemen Hunor, vom spune ce avem de spus. Ținta noastră este primul tur. După primul tur, atenție că aici contează, vom spune ce avem de spus. Adică, știi, ca și la primul tur, dar de fapt, domnul Kelemen Hunor lasă de înțeles că aici e vorba de o negociere, de o negociere politică. Adică, clar, în primul tur iau niște voturi, vedem cum stăm, da? Și în al doilea tur vedem pe cine sprijinim, adică negocierea politică. Pentru că la fel se întâmplă și cu proiectul ăsta de autonomie despre care aflăm de pe România Liberă, că de fapt este un test. Este de fapt un test de a aduce în spațiu public discuția despre autonomie în capacitățile ei maximale, ca să spunem așa. Zice Kelemen Hunor că el niciodată n-a spus că proiectul ar fi în limitele Constituției, adică lasă de înțeles că dânsul știe că proiectul este anticonstituțional, dar pe de altă parte ia în calcul revizuirea Constituției. În viziunea președintelui UDMR, care este o viziune maximalistă a proiectului autonomiei Ținutului Secuiesc, această viziune este doar pentru dezbatere, pentru a vedea ce și cât din autonomie ar accepta românii. Vedeți? Asta este negociere, arta negocierii. Știți cum e negociere? Cum se negociază prețul și în bazar? Nu, în bazar te duci și spui cât costă haina asta și zice 100 de, nu știu, lei, să zicem, da? 100 de lei. E mult, domnule, 100 de lei, parcă ar face mai puțin. Hai, las-o la 70. Bine, ți-o dau cu 80. Și gata, s-a negociat prețul. Așa fac și udemeriștii cu acest proiect și cu candidatura la prezidențiale. Ei pleacă de la un maxim, văd ce anume se poate potrivi și cam ce ar accepta românii, ca cum a făcut și Putin în Ucraina până la urmă. Pentru că a ajuns Putin să negocieze condiții de încetare a focului. Nu e interesant, adică am plecat de la starea de pace, am avut un război și acum negociem niște condiții pentru pace. Iată cum reușesc să strecur. De altfel, manualele de marketing politic, să știți că au, și dacă vă veți uita cu atenție printre paginile unui manual de comunicare politică sau de marketing politic, veți observa cu cu surprindere veți observa că tot ce se întâmplă pe scena politică, de fapt, respectă cu strictețe niște principii de marketing politic. Foarte clare, foarte aplicate, e vorba de negociere, de că e un termen care îmi scapă acum, de persoasiune. E vorba și de persoasiune, adică faci un fel de presiune pentru a obține niște rezultate. Dacă în lumea politică lucrurile sunt cum sunt și sigur că deciziile politice, repet, ne afectează pe toți, nu putem chiar să ignorăm toată lumea politică, ci evident ceea ce ne interesează, mergem la lumea transporturilor rutiere. În ultimele 24 de ore, spune Adevărul, s-au petrecut două accidente cu două autocare românești care s-au răsturnat după ce șoferii nu le-au mai putut redresa din cauza vitezei mult prea mari cu care circulau.
accidentele rutiere din Bulgaria, Ungaria sau chiar cel din Muntenegru de acum ceva vreme, în care mai multe persoane au murit, iar alte câteva zeci au ajuns cu răni grave în spital, arată cât de slab suntem pregătiți și cât de slab sunt pregătiți cei pe mâna cărora își lasă viața turiștii atunci când pleacă în vacanță. Cele două accidente din Bulgaria și Ungaria produse duminică și luni s-au soldat cu un deces și zeci de răniți. Specialiștii spun pe adevărul că cele două evenimente sunt un semnal de alarmă asupra unor chestiuni. Este vorba de modul obscur în care șoferii care fac transport de persoane își obțin atestatele profesionale și trec testele psihologice. Se bănuiește, spune reprezentantul transportatorilor, se bănuiește că atestatele profesionale sunt luate nu în mod cinstit, ci pe mită. Augustin Hagiu, fost președinte al Federației Operatorilor Români de Transport, spune acest lucru, iar Laurențiu Ștefan, directorul juridic al Colegiului Psihologilor din România, susține că situația privind avizele psihologice pentru șoferii profesioniști a scăpat de sub control. Prin urmare, tot ce putem noi face de aici înainte este să fim foarte atenți mai întâi în ce autocare ne, să zicem așa, suim, și mă refer și la ceilalți participanți la trafic, fiți cu foarte mare băgare de seamă când vine vorba de transport autoprofesionist, pentru că probabil mulți dintre șoferi știu și eu am pățit-o, când ai de-a face cu astfel de șoferi profesioniști, tendința de a încălca regulile rutiere, tendința de a persuada, pentru că mă întorc la termenul folosit înainte, tendința de a persuada spațiul carosabil, de a face tu regulile pe carosabil, de a încerca să fentezi legea, este din ce în ce mai mare. Am văzut, nu mai vorbesc, e vorba de șoferi de basculantă, de șoferi de tir, de, cu toții știm cazuri în care lucrurile parcă se desfășoară în junglă. Da? Sunt oameni care, uite, avem accidente cu tiruri, cu tot felul de lucruri, plus oboseala de la volan, faptul că transportatorii sunt de fapt niște firme private care doresc să facă profit și atunci trag și ele, aceste firme, cât pot de resursele umane pe care le au, împing lucrurile peste limita acceptabilă uneori și legală și se întâmplă astfel de tragedii. Deci, mare băgare de seamă. Și eu zic că nu e lipsit de importanță, că ne apropiem ușor, ușor de zona lui Robert Turcescu, față de care toată lumea este mirată. Dom'le, de ce a vorbit atâta în termeni religioși? Eu zic că e bine când ne suim la volan să spunem și un Doamne ajută, să ne facem și o Sfântă Cruce, că e bine să ne știm protejați. Măcar de mâna lui Dumnezeu, dacă legea și spiritul profesionist încep să aibă, să spunem așa, slăbiciuni. Și rămânem în zona asta a transportatorilor, mergem pe Telegraf, unde citim despre războiul total între asiguratori, servisuri și autorități. Este vorba de piața asigurărilor, care a fost zguduită în prima jumătate a anului de trei scandaluri mari: punerea Astra sub administrare specială, arestarea șefilor Carpatica și ASF și polițele false de la OmniAsig. Acum toamna începe cu război deschis între asiguratori, servisuri și autorități. Mărul discordiei îl reprezintă reparațiile în regie proprie. Pe scurt, despre ce este vorba, zice Telegraf, șoferului unei mașini avariate care merge să încaseze daunele de pe polița obligatorie RCA, îi se oferă posibilitatea de a-și repara mașina pe cont propriu într-un serviciu la alegere. De aici și până la evaziune fiscală nu-i decât un pas, acuză Asociația Serviciilor Auto-Independente. Este vorba de taxe și impozite pierdute de statul român de peste 57 de milioane de euro, de economii de 69 de milioane de euro făcute de asiguratori. Practic, firmele de profil au achitat doar 35% din valoarea reală a costurilor de reparație. La prima vedere, clientul pare câștigat, dar nu este întotdeauna așa. Deși de partea cealaltă se știe că serviciurile
autorizate au o dragoste așa subită față de prețuri ridicate la piese și manoperă autoevaluată la standarde de 5 stele, comentează Telegraful. Dar totuși românul pierde, spune cine? Domnul Cristian Muntean, președintele serviciilor auto independente. Păgubiții ajung să-și repare mașinile în unități neautorizate de Registrul Auto Român, cu piese ieftine și neomologate din dezmembrări. Ei nu beneficiază de documente fiscale sau de garanție pentru piese și manoperă. Ba mai mult, mașinile lor devin un adevărat pericol pe drumurile publice. Asiguratorii n-au așteptat mult și au dat replica. Ei spun că acuzele sunt neconforme cu realitatea și legislația în vigoare. Până un alta a intrat și rarul în joc, spune Telegraful, și s-a lăsat cu 3.596 de acțiuni de control la serviciurile auto, s-au dispus amenzi de 1,43 milioane lei, 946 de sancțiuni complementare, retrageri de la comercializare ale mai multor produse și suspendări de activitate. Așa că, de fapt, șoferul român este la mijloc. Fie este, să spunem așa, fraierit, zice Telegraful, de asiguratori să accepte daune mult sub valoarea reparațiilor, fie este ținut 3 luni în sala de așteptare, fie este întâmpinat cu polițe scumpe, de cealaltă parte la service, în lipsa unor cunoștințe solide de mecanică, țepele se țin lanț, mai spune Telegraf, și mai grav este că, în ciuda amenzilor, conchide Telegraful, nimic nu se întâmplă. În ciuda amenzilor, confirmărilor și dezvăluirilor, nu se întâmplă nimic. Rămâne să vedem. Tot Telegraful atrage atenția și asupra altei problematici și mergem apoi la pauză. Este vorba de Camera de Comerț Americană din România, AmCham, care își exprimă profunda îngrijorare cu privire la prevederile din proiectul de modificare și completare a codului silvic. Americanii spun că acest cod nu asigură securitate reală și sustenabilă a fondului forestier. Acest lucru ar putea avea efecte dezastruoase pe termen mediu și lung asupra fondului forestier, a economiei și a echilibrului ecologic. Un comunicat al americanilor spune că am luat act cu surprindere de noile prevederi din modificarea codului silvic. Modificările propuse nu sunt menite nici pe departe să rezolve problema dramatică a defrișărilor și retrocedărilor ilegale, așa cum au fost prezentate de Curtea de Conturi a României în anul 2013. Iar această organizație, AmCham, una dintre cele mai puternice organizații de investitori din România, își exprimă profunda îngrijorare cu privire la anumite prevederi ale proiectului. Adică s-ar încuraja în continuare defrișările ilegale. Care sunt aceste măsuri care deranjează pe AmCham? AmCham, am putea să zicem, AmCham cu pădurea, excluderea perdelor de protecție și a pășunilor împădurite cu consistență mai mare sau egal cu 0,4% din fondul forestier, permiterea construcțiilor la 50 de metri față de liziera pădurii, reducerea obligativității statului român de a împăduri o suprafață de 2 milioane de hectare până în 2035, la o suprafață de 1 milion de hectare până în 2030, adică mai puțină pădure, zice comunicatul investitorilor americani. Ce se propune? Extinderea imediată a implementării sistemului de monitorizare în timp real a transporturilor de material lemnos, inventarea zonelor afectate de defrișări masive, stabilirea unui plan național de reîmpădurire, o analiză aprofundată a proiectului de lege și a efectelor dezastruoase pe care modificările le-ar putea avea pe termen mediu și lung asupra fondului forestier, strategii, politici, programe responsabile și coerente de protejare reală a fondului forestier, biodiversității și mediului în general. Și multe alte chestiuni de detaliu. Așadar, americanii nu văd cu ochi buni, investitorii americani, situația noilor modificări ale fondului forestier. E drept că în România lemnul este o resursă. Este o resursă care se exploatează și care poate aduce bani frumușei
la buget sau bugete, că nu știm exact în ce bugete intră acești bani. Tot atât de adevărat este că în cei 25 de ani de libertate de care ne bucurăm, au fost cazuri de exploatare sălbatică a pădurii, au mai fost cazuri și de erori, și atunci s-au mai găsit și erori, ca de exemplu reîmpădurirea unor persoane private care, când s-au văzut cu pomii în, sau cu lemnul în posesie, au zis gata, de acum e vremea să mă îmbogățesc și eu, și a tăiat tot ce a găsit. Și atunci, sigur, au început riscurile de alunecări de teren, riscurile de inundații, pentru că pădurea are nu numai rolul de a ne furniza umbră, răcoare și lemn, ne furnizează și o protecție împotriva căderilor masive de apă. Da? Rădăcinile copacilor țin solul pe loc, iar frunzele constituie un fel de burete așa care mai absorbe și mai întârzie din prăvălirea masivă de apă de pe versanți, când vine câte o aversă de ploaie. Și atunci, astea sunt chestii destul de reale. E adevărat că efectele astea se văd pe termen mediu și lung, pentru că pădurea nu crește de pe azi pe mâine. Efectele, ca și în educație de altfel, efectele măsurilor asupra pădurii se văd pe timp îndelungat. Pauză și revenim în partea a doua a Face Press-ului. Da. Am revenit în direct la sucirea presei pe toate fețele ei, Face Press. Începem cu o chestiune asupra căreia presa se oprește mai puțin sau mai deloc, dacă e să vorbim așa, pentru că, sigur, presa se ocupă cu cotidianul, cu concretul, cu informații, cu faptele reale și mai puțin cu ce ar fi în spatele lor. Vorbim despre măști, despre măștile de pe chipurile noastre. Doxologia.ro vorbește despre când de pe fața omului cade masca, se dezvăluie chipul sufletului. Știți că adeseori în viața noastră uneori pare că purtăm o mască. Uneori masca ți este scoasă, ori cade singur, iar privirilor li se dezvăluie chipul sufletului și vai de el dacă este hâd și cu frumusețea măștii nu făcea decât să amăgească. Se referă la fariseism acest articol, se referă la faptul că mulți dintre noi am avut cel puțin o dată în viață, sunt convins, tendința de a purta mască, de a fi farisei, de a spune nu când știam că este da, sau de a spune da când adâncul nostru țipa nu. Cu alte cuvinte, despre imaginea publică pe care noi o oferim, care e posibil uneori să nu fie în totală consonanță cu interiorul nostru, cu sufletul nostru. Articolul însă provoacă și pune o problemă foarte importantă, care ține de fapt de identitatea noastră. Ce se întâmplă când cade masca? Ce se ascunde cu adevărat în spatele măștii? Nu știm întotdeauna. Dar sigur că la un moment dat ceva te trădează. Românul are o vorbă înțeleaptă, ți-ai dat arama pe față. Scriptura vorbește de roadele omului care sunt faptele lui. Hristos vorbește de faptul că pomul rău nu poate face roade bune și nici pomul bun nu poate face roade rele. Cam despre asta este vorba, cred eu, și în marea discuție națională despre deconspirarea lui Robert Turcescu. Editorial pe adevărul l-am scris și eu cum am putut. Eu cred că este vorba de o deconspirare religioasă. Mulți au spus că este un delir mistic, alții au zis că este vorba de un joc operativ, alții au spus că este o scenetă, alții au numit mascaradă, delir mistic, iarăși s-a repetat, dramoletă cu acte false, șantaj și câte și mai câte lucruri la adresa sărmanului jurnalist care a confirmat pozele și fotografiile pe care le pusese pe blog, le-am prezentat și noi ieri, și care a venit în studio la o televiziune, nu spun numele televiziunii, a venit în studio și a încercat să explice ceea ce se întâmplă într-un limbaj foarte religios. Și oamenii au rămas, sigur, foarte mirați, adică se așteptau de la un jurnalist cu ștate vechi, cu limbaj incisiv, omul care dădea bile
politicienilor, omul care încuia pe politicieni, omul care era întotdeauna foarte persuasiv, aproape că aveai senzația că mai are puțin și scoate cuvintele cu cleștele din gură de la invitat, dacă acesta nu spune totul până la capăt. Un jurnalist care a avut chiar șansa în viață să modereze o dezbatere electorală între doi candidați la președinție, ne aducem aminte. Dar totuși un jurnalist care la un moment dat a schimbat tabăra politică, un jurnalist care a încărunțit tot atât de repede cât a fost și cariera lui profesională. Ați observat cum era Robert Turcescu în tinerețe și după 10 ani aproape i s-a albit părul. Eu nu cred, personal, afirm lucrul ăsta, nu cred că delirul mistic, așa cum l-au numit unii, a fost o rătăcire de moment, ci dimpotrivă. Cred că s-a produs un declic interior, ceva din Robert Turcescu, probabil presimțind că se apropie o campanie electorală foarte dură, vedem de acum bine ce se întâmplă, și fiind de mult timp în zona asta a presei politice, el însuși în interviul sau în explicațiile de la postul respectiv de televiziune, spunând despre lumea politică niște cuvinte asemănătoare ca ale unui alt invitat al său, Dan Puric, care, vrând să facă mărturisire creștină, nu s-a sfit să folosească cuvinte gen hoți, mafioți, trădători, vânzători și neam de țară. Posibil ca Robert Turcescu să se fi contaminat, să se fi convertit și la un dat să spună nu mai vreau să intru sau să rămân în acest joc politic. Este părerea mea. Este ceea ce ar putea explica, să zicem așa, cât mai logic, cu putință din punct de vedere al raționalității noastre, tot limbajul și toți termenii și toată invocarea lui Dumnezeu și a judecății și toată chemarea la conștientizare interioară, la uitare în interior, la luarea aminte, la lumea în care trăim, pe care am văzut-o în cele 20 de minute în care Robert Turcescu a explicat la televizor ce este cu actele lui de armat. Că practic era un livret militar asupra căruia sunt multe întrebări, că ar fi adevărat, că n-ar fi adevărat, că ar fi fost falsificat, că n-ar fi fost falsificat. Nu-i de competența mea, nu mă pot pronunța, sunt o grămadă de oameni să cerceteze acest lucru, dar un lucru știu. Și asta m-a determinat și eu să îmi spun totuși părerea, pentru că trebuie să dăm o șansă totuși convertirii. Forța convertirii este extraordinară. Dacă veți citi în istorie, au fost mari personalități care, convertindu-se, și-au schimbat total stilul de viață. Și la ora actuală puteți găsi chiar în mănăstirile românești mari personalități ale țării, care s-au dus și s-au călugărit, oamenii neînțelegând. Nu m-ar mira că la un dat Robert Turcescu, hai, zicem, să n-ajungă de călugăr, dar nu m-ar mira să aud de creștinul Robert Turcescu, pentru că l-a tot invocat pe Dumnezeu și judecata divină în discursul său. Ne aducem aminte cât de pusă pe jar a fost presa românească în cazul Iuliei, fata fugită la mănăstire, din dorința de a-și limpezi niște gânduri interioare, chiar dacă avea duhovnic în București. Eu am mai spus și mai repet și o să spun până când Dumnezeu mă va lua și pe mine de aici, forța interioară a religiei nu este de ignorat. Uitați-vă în jur, fac și eu ca Turcescu, dacă am auzit, fac ca Turcescu. Uitați-vă la conflictele din jur, la statul islamic, uitați-vă la fundamentaliștii religioși, uitați-vă la sectele de tip creștin care fac prăpăd. Ne aducem aminte cu ani în urmă era o sectă creștină care nici mai mult, nici mai puțin avea un cult al sinuciderii. Ieri am discutat de tendința sataniștilor de a introduce în școlile americane manuale sataniste. Nu trebuie să ignorăm religia. Am trecut de vremea în care religia părea doar o nebunie. Ea este o forță a sufletului și pune în mișcare destine întregi. Oamenii schimbă total viața pentru o idee, pentru o părere, pentru o credință, pentru un țel în care ei cred. Noi nu trebuie să ne jucăm cu asta. De asta avem nevoie de ore de religie.
pentru că trebuie să fim educați religioși pentru a nu ajunge niște extremiști, niște fundamentaliști, niște sectari până la urmă, în sensul cel mai dureros din punct de vedere social al cuvântului. Trebuie să fim foarte atenți cu această delicată floare. Este o delicată floare numită religie, dar care poate înțepa foarte adânc atunci când nu este îngrijită cum trebuie. Nu e joacă ceea ce spun. Uitați-vă în istorie. Și chiar ateii recunosc treaba asta când au așa un fel de supărare asupra religiei. Chiar ateii recunosc că unele conflicte și multe conflicte în istoria umanității au pornit din cauze religioase. Mai precis, din neînțelegerea corectă a religiei. Nu? Și așa mai departe. Deci nu trebuie să ne judecăm, să-i dăm o șansă și lui Turcescu să fie un convertit. Pentru că foarte multă lume a sesizat că în seara respectivă, în platou, era foarte exaltat. Adică nu mai era el. Era un jurnalist Turcescu de la care te așteptai să spună orice pe tonul său, incisiv, penetrant, foarte dur uneori. Și ne-am trezit cu un fel de propovăduire așa, printre vinovății și nevinovății, un fel de propovăduire a lui Dumnezeu. Și nu poți să-ți explici acest lucru logic, bănuind că totuși Robert Turcescu a rămas un om întreg la minte, la suflet și la trup, nu poți să-ți explici decât așa. Dom'le, l-a atins o întâlnire cu Dumnezeu, nu știu, la un moment dat s-a întâlnit, a avut un proces de conștiință, s-a uitat ce l-așteaptă, s-a uitat la lumea asta politică din jur și-o fi zis, dom'le, nu mai pot, e cazul să renunț, dar cum să fac? Și atunci a făcut un stil caracteristic, o fi inventat, o fi adevăr, o fi fost ofițer, nu o fi fost ofițer, cine știe, nu-i discuția noastră, vorba lui, judecătorul va stabili. Nu la spaniol, mergem la BBC, reportajul cu nunțile gay, îl ai sau vrei cu spaniolii? Ia spune, stați că avem o mică ședință de platou în direct, mergem la BBC, da? Mergem la BBC. Reportaj pe BBC, români depistați a fi implicați în organizarea de căsătorii gay false în Marea Britanie. În Marea Britanie, liberalizarea căsătoriilor gay are un revers oarecum ciudat, și anume înleznirea emigrărilor. Un reportaj BBC arată cum o grupare de români este implicată în aranjarea de căsătorii false între persoane de același sex după legalizarea recentă a mariajelor gay în Marea Britanie. Căsătoriile au devenit legale în martie, dar la mai puțin de câteva săptămâni de la intrarea în vigoare a legislației, bandele criminale au început să organizeze căsătorii gay false pentru cei care doresc să păcălească serviciul de imigrări. Și te întreb cum e posibil. Păi e foarte posibil, pentru că în reportajul BBC, unul dintre cei investigați, pe nume Ricardo, spune că n-a avut niciodată probleme cu poliția sau cu ofițerii de la imigrare când a declarat că este gay. Iată o fațetă nebănuită a tratării cu lejeritate a acestei problematici a minorităților sexuale. Zice Ricardo așa, sunt gay, spui sunt gay și nu mai există alte întrebări pentru tine. Este ușor dacă ești gay. Deci, dacă ești gay în Marea Britanie, aproape că devii intangibil. E o tendință din asta pe care o putem observa câteodată și în societatea românească. Dom'le, să nu spui nimic împotriva lor, să nu te atingi de ei. Dar nu e vorba că ne atinge de ei, că nu vrem să devenim homofobi, cum se spune. E vorba de a așeza lucrurile în discuția și pe făgașul lor normal. Cât de normal este o astfel de atitudine? Cât de normal este să ajungi aproape, iată, să-i divinizeze administrativ pe acești oameni care, iată, au găsit o breșă de securitate, să spunem așa, și fentează sistemul declarându-se falși gay. Cum de s-a ajuns aici? E foarte simplu, pentru că autoritățile umblă cu ei cu mânuși. Această politică de correctness care ne-a înnebunit în ultima vreme, aproape că îi divinizează și nu e normal. Mergem și în Spania,
unde avem manifestații de... Nu, până la Spania mai... Da, mergem în Spania, unde avem manifestații în 60 de orașe spaniole contra avorturilor. Mii de persoane au cerut interzicerea avortului prin lege, spun știrile TVR. Avem și un material video, haideți să îl urmărim. Cu lozinci de genul "dacă este avort, nu veți primi niciun vot", mii de oameni au invocat promisiunile guvernului din programul electoral al Partidului Popular. Manifestanții convocați de platforma Dreptul la Viață au denunțat faptul că zilnic se produc 300 de avorturi în Spania. Hay que buscar métodos en los que se proteja la vida y aun así todo el mundo tenga sus derechos, tanto la madre como el no nacido. Spaniolii au fost îndemnați să nu voteze Partidul Popular la următoarele alegeri, dacă guvernul nu se va ține de cuvânt și nu va interzice avortul. Porque tenemos que defender a la vida, somos la voz de los que no tienen voz. Guvernul lui Mariano Rajoy, apropiat de Biserica Catolică din Spania, a inițiat deja un proiect de lege. Acesta urmărește să limiteze drastic situațiile în care mamele au dreptul să întrerupă sarcina în mod voluntar. Textul se află încă în dezbatere, dar a fost criticat dur de opoziție și de anumite sectoare ale societății spaniole, care spun că viitoarea lege va favoriza operațiile de avort în străinătate. Da, despre asta este vorba. Facem ce facem și până la urmă tot aici rămânem. Toate acțiunile omului sunt dictate de morală, de credința în anumite valori. Iată, cel puțin spaniolii știu să-și exprime opoziția față de această crimă numită avort. Avortul este o crimă. E mai mult decât evident. Adică nu știu ce avem de discutat la treaba asta. E ca și cum a spune, cerul este albastru. Ce să mai discutăm de asta? Ne uităm și vedem. La fel și la avort. Ne uităm, constatăm și ce vedem? O crimă. Oricare dintre noi putea fi în acea situație. Asta este paradoxal, că susținătorii avorturilor nu se gândesc uneori sau nu vor să se gândească, sau poate sunt plătiți să nu se gândească, cine știe, nu se gândesc că și puteau fi în situația ca părinților să decidă să nu mai existe. Și atunci, cum stăm? Alte manifestații de amploare avem pe Reporter Neptun TV. De data aceasta avem manifestații contra încălzirii globale. La manifestații au participat politicieni, personalități și vedete internaționale. Sute de mii de persoane au manifestat împotriva schimbărilor climatice. Haideți să urmărim și materialul video de pe Reporter Neptun TV. Străzile marilor metropole ale lumii au fost ieri luate cu asalt de sute de mii de persoane care au manifestat împotriva schimbărilor climatice. Presa internațională a transmis că pe tot mapa mondului au fost organizate 2700 de evenimente în 158 de țări, printre care și România. Londra, New York, Berlin, Amsterdam, Paris, Roma, Madrid, Melbourne sau Rio de Janeiro au fost unite de același slogan: dorim acțiune, nu vorbe. Prin această mobilizare mondială se vrea determinarea responsabililor politici de a acționa mai hotărât împotriva încălzirii climatice și de a-și asuma angajamente concrete înaintea conferinței internaționale ce va avea loc la Paris la sfârșitul anului viitor. Transmitem un mesaj puternic. Oamenii ar trebui să ia aceste schimbări climatice în serios. Suntem la un punct în istorie în care încă putem lupta cu această problemă. Dacă mai așteptăm încă 15 ani, va fi prea târziu. La marșul organizat la New York au luat parte și actorul Leonardo DiCaprio, numit recent mesager al păcii pentru ONU, secretarul general al Națiunilor Unite Ban Ki-moon, ministrul francez de externe și primarul metropolei americane. This is no small task. Nu este o sarcină ușoară. Ca să putem rezolva aceste probleme, este nevoie de o mobilizare care să întreacă tot ceea ce s-a făcut vreodată. Este un moment de cotitură. Vedem cu toții efectele schimbărilor de climă, care sunt tot mai rapide. Leonardo DiCaprio va susține un discurs și în cadrul summitului ONU, care va avea loc marți. La reuniunea ce va avea ca temă centrală influența polului asupra mediului, vor participa majoritatea liderilor celor 193 de țări membre ONU. Și pe străzile din Londra au fost prezente personalități internaționale. Printre manifestanți s-au numărat creatoarea de modă Vivienne Westwood și actrița britanică Emma Thompson, care este ambasador pentru bunăvoință al UN Women, agenția ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor în lume. Actrița britanică a revenit recent dintr-o expediție condusă în zona arctică de organizația Greenpeace pentru a atrage atenția asupra pericolului topirii ghețarilor. Da, iarăși rămânem în această zonă a consecinței acțiunilor umane.
De asta rămân la ideea mea, este foarte periculos să eliminăm din ecuația asta a activităților umane chestiunile de morală, chestiunile de etică, chestiunile până la urmă de divinitate. Noi stăm în chirie pe planeta Pământ, ar trebui să ne gândim bine la treaba asta. Și vorba lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Moldova nu e a mea, nici a voastră, ci a urmașilor și urmașilor voștri. Cam așa ești cu planeta asta. Trebuie să ne comportăm ca și cum totul ne aparține numai nouă. Egoismul are efecte sociale. E bine să ținem minte treaba asta, nu este o chestiune numai de atitudine personală. Și rămânem în aceea zonă a marilor dileme planetare. Ne-am tot luat cu războiul din Ucraina, cu acțiunile statului islamic, cu diverse evenimente prin Nigeria, secta aceea Boko Haram, secta islamică, iarăși face prăpăd. Adevărul vine cu un articol care vrea să ne trezească și anume despre o criză, un important conflict al momentului și anume războiul pentru apă. Vorbim, noi facem multe, dregem una alta, dar ideea este că planeta cam rămâne fără apă potabilă. Noi conflicte pot lua naștere din cauza schimbărilor climaterice. Știrea continuă ceea ce am văzut mai devreme. Pe lista lungă a problemelor lumii se mai adaugă o problemă. Impactul major al schimbărilor climaterice care ar putea exacerba tensiunile dintre națiuni și care ar putea da naștere la noi războaie, inclusiv pentru lipsa de apă potabilă. Lipsa apei, ca de altfel și competiția acerbă pentru alimente și energie, vor continua să înrăiască toate acestea pe liderii lumii, concluzionează un document elaborat de serviciile secrete, Strategia Națională a Serviciilor Secrete din Statele Unite, care arată principalele provocări pentru securitatea națională. Sigur, dacă ne gândim la Statele Unite, deja putem să globalizăm totul, pentru că sunt lideri planetari. Ce spune documentul? Multe guverne se vor confrunta cu provocări privind nevoile de bază ale populației pe măsură ce se confruntă cu schimbări demografice, cu limitarea resurselor, cu efectele schimbărilor climatice și cu riscul izbucnirii pandemiilor. Lipsa de apă reprezintă o amenințare globală, mai spune documentul. Și mai citim că treaba serviciilor secrete este împiedicată de scurgerea de informații, cazul lui Edward Snowden, care a scurs informații din Agenția Națională de Securitate, este, să spunem așa, reclamat în acest document. Toate aceste lucruri au adus prejudicii Statelor Unite, spune documentul. Păi sigur că ne aducem aminte de discuțiile și polemicile între Germania, Europa, Franța, telefonul lui Merkel, Obama, ascultăm, n-ascultăm și așa mai departe. Cert este că pasiunea pentru tehnologie aduce în continuare profit bun. Noi am vorbit până acum de chestiuni destul de serioase și de dureroase, alții însă sunt disperați să apuce ultimul iPhone. Și chestiunea asta face profit frumușel chiar în conturile firmei care vinde iPhone-ul ăsta minunat, numărul 6, care a apărut pe piață. Citim pe The Wall Street Journal faptul că firma Apple, am voie să spun, da, e competitiva lui Samsung, ca să nu pară că facem reclamă, firma asta care vinde telefonul ăsta minune are vânzări record. Peste 10 milioane de telefoane doar în weekendul de lansare. Vă dați seama, adică cozi, frate, cozi pentru cumpărarea de telefoane, de smartphone-uri. Da? Cifrele reprezintă record pentru companie, mai ales că device-urile n-au fost trimise încă pe piața din China. Vă dați seama unde acolo sunt vreun miliard și ceva de oameni din care, hai că nu toți și-o cumpăra minune din asta tehnologică, dar măcar 100.000, dacă ar fi, și tot e o chestiune, da? Profitabilă. Este uluitor cum pasiunea asta pentru tehnologie este de nestăvilit. Eu m-am gândit, și sunt studii care spun pe piață, faptul că noi folosim din tehnologia asta disponibilă din smartphone, folosim mai puțină decât este ea înglobată.
Foarte mulți oameni au smartphone-uri din acestea pe care nu le folosesc la adevărata capacitate. Unii nici nu știu să le folosească. Veți afla cu surprindere că mulți dintre cei ce posedă smartphone nu prea stăpânesc cunoștințe de IT. Nu prea știu cum e cu atașamentul într-un mail, cu cropul într-o imagine, cu file sharing-ul, cu FTP-ul și hai să mai folosim niște termeni din aceștia, cloud și ce mai e nou acum. No, majoritatea știu să-și pună, mi-am luat smartphone să-mi pun poză pe Facebook, să vorbesc pe WhatsApp cu prietenii, prietena, prietenul, și să par și eu interesant, adică, domnule, să fiu și eu cineva, să am și eu un aer social, așa, o clasificare socială, să nu par cum ar fi să mă vezi acum cu Nokia de la de pe vremuri, ca să spunem toate firmele telefonie, să nu pară reclamă, nu? Sau cum aveam eu la început, primul meu telefon mobil a fost unul făcut de Philips, care era cât e smartphone-ul acum de mare și ziceai că e cărămidă. Puteam să bat și cuie cu el. Deci pasiunea asta pentru tehnologie scoate bani frumoși și toată treaba firmelor de comercializează astfel de device-uri este doar să strânească prin tehnici de marketing apetența cumpărătorului. Au o cameră mai bună, au nu știu ce funcție, adică să fii și tu cineva. Eu am observat în discuțiile dintre tine, dar al tău are nu știu ce, NFC, păi al meu are și infrared, adică ei deși nu folosesc treburile astea, au, domnule, adică am, ce mai, sunt cineva. S-a terminat, gata, mai zicem ceva, suntem aproape de final. Deci mare atenție la dependența de tehnologie și, în principal, mare atenție la cum trăim în această viață. Pentru că, până la urmă, mă întorc la Robert Turcescu, nu m-a plătit, să știi, Neluțu, nu m-a plătit, dar este un caz, poate fi o discuție interesantă. Trezirea la realitate, de care vorbește și Evanghelia, nașterea cea de sus, trezirea duhovnicească, este o realitate pe care nu o poți confrunta. Uneori apare și e bine să apară după mine cât mai devreme în viața fiecăruia pentru a ne trezi la realitatea adevărată și uneori dureroasă a luptei în care suntem de zi cu zi. Toate cele bune, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine, cu ajutorul Dumnezeu și al echipei tehnice, Doamne ajută!